Salut, Codrin! Ții minte că mi-ai zis odată că atunci când toți o iau la stânga, tu o iei la dreapta. Ce înseamnă chestia asta și de ce o faci? Cred că, în primul rând, este legat de abilitatea de a inova. Inovația este o chestie care, cumva, este direct opusă repetiției sau tradiției. Nu poți vorbi despre inovație când tot ce faci este să respecti și să faci ceea ce fac toți în jurul tău. Ești doar o rotiță a unui sistem care este poate bine pus în practică, dar nu lasă loc gândirii libere sau inovații, de multe ori. Eu cumva recomand și încerc să nu cad în pericolul prea multe repetiții, fie că vorbim de ceea ce faci când vii la muncă sau pleci de la muncă, mai schimbă traseul, poate descoperi niște lucruri, niște locuri pe unde nu ai mai fost, nu le-ai mai văzut și, hei, de ce nu, poate chiar îți vine o idee pentru a face lucrurile altfel în munca care o faci tu zi de zi. De asemenea, cred că e foarte important să, sau pentru mine cel puțin, este foarte important că mă ajută să gândesc în afara cutiei, în afara sistemului tradițional în care poate trebuie să lucrez. Și atunci, inovația este strict legată cu abilitatea de a nu face ceea ce face majoritatea. Eu înțeleg ce zici, dar totuși când încerci să faci lucrurile diferit, nu-i greu? Adică nu-i mai simplu să mergi pe calea bătută, să folosești sistemele existente? Când încerci întotdeauna să faci ceva diferit, să faci ceva nou, nu devine foarte obositor? Cum treci tu peste chestia asta și care sunt totuși avantajele acestui mod de a lucra? Greu ar fi dacă nu aș fi pregătit, dacă nu aș fi învățat nimic de-a lungul carierei, dacă nu aș fi acumulat acele cunoștințe. Și atunci, în momentul când jonglezi cu chestii complexe, cu lucruri complexe, știi din start că rezultatul final merită efortul. Pentru că de cele mai multe ori a face lucrurile altfel sau a gândi altfel nu este o activitate pornită doar din dorința de a fi altfel, de a fi diferit, ci mai mult este un semn de reacție la niște tipare, la niște lucruri care poate nu funcționează cum ar trebui. Și atunci automat va exista fricțiunea la schimbare, rezistența la schimbare, dar cum și istoria ne arată, de cele mai multe ori schimbarea este echivalent cu progresul. Acum mai bine de o decadă, era, toată lumea făcea .NET. .NET Java era calea sigură către reușită în IT. Și citisem eu undeva pe forumurile mele despre o tehnologie nouă numită Node.js. Ce e asta? Interesant. Era alfa, exact ca simbolul de pe aparatul care mă filmează acum. Și era o versiune alfa, adică prima, la începuturi. Mi-am instalat-o, am început să mă joc chestia aia, am învățat și guess what? În mai puțin de un an câștigam aproape dublu cât un .NET developer. Bun, sună bine, dar ce faci când greșești? Adică inevitabil, când încerci să faci lucrurile diferit, nu vei avea 100% rată de succes, uneori nu-ți va ieși. Cum tratezi cu aceste situații? Sunt două lucruri aici. Primul ar fi că, așa cum orice programator îți va spune, nu ești cu adevărat programator până nu strici ceva în producție. Cel puțin pentru mine așa a fost. Și atunci a greși este ceva inerent acceptabil, ceva la care te aștepți. Problema este nu dacă greșești, ci când. Una este să greșești rapid, să ai de schimbat puține lucruri, să poți valida rapid mai multe teorii, mai multe ipoteze. Și alta este când investești luni de zile într-o idee, în a o crea, numai ca să-ți dai seama la final că ai greșit. Deci fail fast. Fail fast, tot timpul. Și cred că al doilea vine cumva strâns legat de chestia asta, pentru că ce este a greși? A greși este în primul rând o reacție la ceva. Înseamnă că ceva se întâmplă. Deci oricum e mult mai bine decât să nu se întâmple nimic. De multe ori poate asta e chiar rezultatul, pentru că din greșeli înveți. Și sună poveste bătrânească, dar un sâmbură de adevărare. Dacă întrebi 80% dintre programatori care au terminat un proiect, după ce îl termină, în cât timp l-ar rescrie, răspunsul este undeva pe la 20%. Deci dacă ai șterge toate acele greșeli, timpul efectiv de dezvoltare a unei chestii ar scădea dramatic. Doar că fără acele greșeli, noi nu am progresat, noi nu am putea învăța, nu am putea discerne, asta e bine, asta e rău. Eu am întâlnit foarte mulți oameni care ar vrea să gândească și să acționeze așa cum zici tu, să-și asume riscuri, să încerce lucruri noi, dar au o reticență emoțională, nu neapărat rațională, la a încerca chestii noi, le frică de eșec, le frică că vor greși, ce vor zice ceilalți în jurul lor, cum vor fi priviți. Ai putea să le dai un sfat, ai putea să le dai un hint eventual din experiența ta, cum să treacă peste reticențele astea și să încerce lucruri noi care îi scot din zona de confort?
Pentru mine ce a făcut diferența în momentul când am început să fac ceea ce predic astăzi a fost momentul în care am înțeles cum funcționează sistemele. Când am înțeles că există un tipar construit pe ani, zeci de ani de inovație, pe care noi astăzi le folosim ca atare, le luăm ca atare. Momentul când am făcut un pas în dreapta și am început să văd cu adevărat cum sunt alcătuite acele sisteme, a fost momentul în care mi-am dat seama că, da, stăm pe umerii unor giganți, cu siguranță, dar, cum spunea și John Carmack, creatorul ID Software, la un discurs la un liceu pe care el nu l-a absolvit niciodată, este că toți ar trebui măcar o dată în viață să încerce să creeze de la zero un sistem complex. Cu tot ce înseamnă, cu tot ce implică. Și scopul final nu este că lumea, că piața are nevoie de specialiști care pot construi astfel de sisteme, ci faptul că tu îți poți demonstra ție că creierul tău poate fi educat și învățat să asimileze așa de multă informație nouă deodată. Și chiar dacă jumate din acea informație se pierde, e ok. Tu, din momentul ăla, nu vei mai fi înspăimântat de a încerca lucruri noi. Când vei face chestia asta, vei realiza că lucrurile sunt mai simple decât par și că nu sunt consecințe foarte dramatice dacă greșești. Iterațiile rapide sunt esențiale pentru a crea ceva fain. Cu cât ai mai repede validare, cu cât te lovești mai repede de un zid, fie în stânga, fie în dreapta, cu atât mai repede nimerești calea corectă. Știi cum se spune în engleză? Make it work, make it right, make it fast.